Stăm prost la capitolul educație financiară, iar atunci când vine vorba să economisim, putem spune că suntem corigenți, deși în ultima perioadă am făcut progrese. Majoritatea românilor nu știu să economisească, deși suntem conștienți cât este de important, mai ales în aceste vremuri grele. 7 din 10 români pun bani deoparte, arată o statistică recentă. Ana Maria este studentă la jurnalism și lucrează într-un call center. Salariul o ajută să se întrețină, dar reușește să pună și bani deoparte, din bursa pe care a obținut-o la facultate. Spune că trebuie să ai un scop ca să reușești să economisești. Ea își dorește un telefon nou. Mi-am limitat cheltuielile în ceea ce priveau, nu știu, hainele sau plăcerile astea mici, mersul în oraș, oricum nu prea mai fost posibil în contextul ăsta. Și cam asta a fost. Te ajută să ai un scop? Sigur că da, clar, clar ajută foarte mult asta. Cred că e cel mai important. Altfel se duc așa, rapid. Cei care reușesc să economisească sunt de părere că și educația financiară este importantă. Am făcut un plan, cheltuieli, economii, distracții. Vorba de educație financiară până exact. La urmă. Exact, care ar trebui să se înceapă în școală, maxim la liceu. Maxim, poate chiar prin clasele 7-8. Mulți români nu reușesc să economisească, deși percepția despre acest capitol s-a schimbat în pandemie. Mai mult de jumătate dintre români consideră că este important să economisească, spre deosebire de anii trecuți, când eram la un procent de 44% în 2020, respectiv 36% în 2019. Iar dacă la teorie stăm cât de cât bine, practica e mai grea. Peste 70% dintre români recunosc că nu au o rutină de economisire și pun bani deoparte aleatoriu, la final de lună, în funcție de cât le rămâne după ce plătesc cheltuielile curente. Situația este cum este și locurile de muncă sunt din ce în ce mai puține. Cheltuieli multe? Cheltuielile, deci dacă de unde ești nu mai pui, normal să cunoaște. Și atunci economii cum să faci când n-ai cum. Reușiți să faceți economii în ultima perioadă? Nu. Nu? De ce? Nu am reușit. Plăți, chirie, facturi, cam așa ceva și nu. În Europa Centrală și de Sud-Est, una din două persoane spune că pune în fiecare lună o sumă deoparte. Economisirea a crescut cel mai mult în această perioadă de pandemie. Vă spuneam că 15%, cea mai mare cifră de creștere din structura bilanțieră a băncilor, este făcută de postul economisire. Putem spune că avem peste 70 de miliarde de euro echivalent economisire în România, companii și populație, față de o creditare care atinge 60 de miliarde. Raportul credite supra depozite este la cel mai mic nivel în ultimii 20 de ani, cred. Românii economisesc în medie puțin peste 300 de lei pe lună, echivalentul la 58 de euro, la un salariu mediu net de 3541.